Dar nu e posibil, domn comandant. Ați ajuns să aveți facturi mai mari ca are ministerului. Ăsta e jef. Și eu nu mai tolerez așa ceva la buget. Îmi pare rău, dar chiar nu știu de unde sunt consumurile. Că băieții mei nu fac așa ceva. E sigur? Și atunci de unde facturile astea? Ia uite, 10 de milioane la telefon, la apă, la energie electrică. Nu se poate, șeful. Ăștia ne încarcă la facturi, în mod sigur. Sunt niște excroci. Serios? Ia să vedem. Cine mă dragul și aș doră mă chinui să fac saul aceea? Cum mă să? Tu ești? Dă drumul și l-a dus și la alte cliente, s-a dus tot taburul. Aici e factura de apă? Da, mămică, da, cum să nu? Dar zici și mie că sunt tare curios, cum naște vaca? O ci de 3 ori? Dar mai tăi și dracu din gură, că n-au nimic. Nu, iubita, nu cu tine vorbim. Cum, Cole, întâmpi? Auzi? Sigur că mi-e dor de tine, nu fi prostuță. Ia zi, ce lenjerie ai acum pe tine? Observatule! Da, dragă, da, dar nu tot aici sunt. Te rog frumos, spune-mi cum e corect. Îmi fac bordura albă sau si de fată pierdut? Nu, nu, nu. Uită-te în catalogul ăla de manicuri să nu-mi fac naibii vreo tâmpenie. Aici sunt facturile de telefon. Și aici sunt facturile de curent și consumabilele. Ghici, unde duc cablurile? Îi omor, îi omor. Le tai tot. Debranșare generală. Bă, trească, bă, cât te mai mulți mondești, bă, cât i-am semnat contractele, ne așteaptă lumea să dăm curent. Da, șeful, dar banii vi-au dat? Păi normal că mi-au dat și banii, ne? Așa, și câte case sunt? Ia spuneți. Vreo 10. Așa multe? Păi în cazul ăsta trebuie să trecem pe curent trifazic. Dar câte faze ziceați că are curentul ăsta, că nu mai știu. Dar câte ori vrei să-ți repet, trifazic are 7 faze. Faci-o, faci odată, că ne strânge lumea de gât. Da, să trăiți, rezolv imediat. Vrei să controlăm și gazele? Gata, vârule. 200 de bețe, hai! Așa mă mâncățește alentul tău, mă. Următorul! Cât ai făcut, mă? Vreo 25, fată, știi ce merge treaba? Auză ce are băiatul aici. Monetarul, mă! Monetarul, monetarul, monetarul. Numai la bani sunteți în stare. Hai, ia! Lăsă-i. Toată lumea care o adunarea! Acum! Bă, să vă pună dracu să opriți careva dușurile, că nu mi-am terminat sauna, vedeți? Da, mămică, da. Da, mami, da, sigur. Nu, pusi. Nu, drăguță, e un tâmpit care vorbește cu masa. N-am zis eu, dar se poate. Sigur că da. Drept că vă calc în picioare, mă! Pupăzel? Pupăzel? Pupăzel, ce faci, dragă? Alo? Alo? Bă, voi vă bateți joc de mine, mă? Am ajuns să mai am ministerul de urechi din cauza voastră? Dar ce-au făcut șeful? Ce-ați făcut, mă, că vă calcă picioare? Cine vă permite, mă, vouă să aruncați banii unității pe fereastră? Cine, mă? Marș imediat în curtea unității și aduceți banii care ați... N-a aruncat șeful niciun banc, a trecut-o până curte, nu era bani acolo. Gură! Mă, ce lăsă trăit? Îi lăsăm acolo să ia cine-i găsi un amărât la un rolac. Niște țigani. Mă, voi vă credeți aici pe tarlaua voastră? Mă scuzați, șeful, dar noi n-avem tarla. Mămica are poșine, că mămica crește vaci. Astăzi ne-a fătat una. Să vă trăiască, mă. Știu gogoașe la telefon, în direct. Să vă trăiască. Pe banii, uitați-mă! Ce faci, Chiorete? Arunci contractele clienților pe jos. Vrei să uiți de la cine ai de încasat bani? Sau te pomenești că vrei să le dai curentul gratis? Nu.
Așa faci, mă, că te calc în picioare sau, mă rog, în șlap, poți să... Ha? Nu te obosi, sergent. Oi fi ostenit după saună, nu? A, e greu și-a fost la saună. Idioților! Bă, tai tot de astăzi, mă! Mâncare, curent, gaze, apă, tot! O să stați ca în epoca de piatră, mă! Îndurare, domnul comandant, am greșit, iertați-ne și pe noi, n-ați văzut noastră, că da? Nu mai ține cu teatru, sergent, gata! Mă rog, șef, am încercat și eu. Ei, și gândiți-vă bine de unde faceți rost de bani să plătiți facturile. Că eu nu vi le plătesc. O să stați în beznă, mă, până le plătiți. Stă din beznă până le plătiți. Au! Șefu, mi-e frică de întuneric! Aoleu! Mă omoară clienții dacă îi debranșăm! Băi, și dacă mă opri și apă la dușuri, care e apă la genunchi, auzi? Alinieră! Șase! Lasă că te repunesc, mai. Nu, n-am vrut, șefu, dar e beznă și nu văd pe unde calc! Ai! Chiorete, ești chior! Mi-ai strivit pedicura! Să nu stingeți lanternele, că moar de frică! Gură! Ați făcut rost de bani pentru facturi? Dar unde-i șeful, că pe beznă asta nici măcar soldele nu ni le găsim? Treaba voastră! Nu plătiți? În beznă muriți, mă! Mi-e frică! Dați-mi măcar o lumânare! Da gura, dragă! Păi ce șeful-i popă, mă, să-ți dea lumânare? Ai măcar demnitatea de soldat NATO care trebuie să te... Șeful, vă rog frumos! Nu e lăsați! Dați-ne măcar drumul la curent, dacă nu! Nu? Șeful și la gaze! Banu, sergent, banu! Nu plătiți? Așa rămâneți! Puneți-vă mintea la contribuție să faceți bani! Nu putem, șeful, că e întuneric! Și neuronul crede că e noapte și doarme! Ghinion, atunci! Mi-e frică, nu vreau să mor, nu vreau să mă mănânce omul negru! Mai tași, dracu, comul tău, bă! Mai bine ne gândim ce mâncăm! Nu? Da! Auziți? Dar noi de ce naiba purtăm tâmpeniile astea ca să nu speriem prada? Nu, mă, dar n-am avut cu ce să spăl hainele. Liniște, că dacă speriem vânatul și nu prinde nimica, nu mănâncă pe noi, domn Sergeu. Auzi, iepuraș? Ia mai bine cheamă-ți tu confrații ca să avem și noi ce vâna. Hai. Cum să-i chem? Cum să-i chemi? Bagă-te în pământ și fă ca morcov. Ai odată, bine, al dracu de foc! Aprinde-te, nu mă las până nu te aprind! Ce e fi mai prost ca aia din paleolitic? Sau de unde dracu ar fi? Eu n-aș băga mâna în foc în locul tău cu coașa. Adică, care foc? Că nici măcar nu l-ai aprins! N-aș băga mâna în locul tău în foc. Ce faci cu coașa? Mâncând că-ți bal antena asta pe gât. Nu, șefu, încercam și eu să vorbesc ca preistoricii. Poate mă înțelege focul ăsta și se aprinde odată. Ce, mă? Te branșați! Dacă nu le dau drumul la curent, îmi iau gâtul! Băi, ce e, mă, că m-ai și speriat? Ce vrei? E sigur că asta... E o unitate părăsită. Normal, mă, că e părăsită, altfel de ce era bezna asta? Uite-te și tu. Da. Ăștia nu cumva vor fi camuflați? Camuflați pe dracu. Păi mă, dacă era unitate activă, nu vedeam, mă, soldați? Hai, gândește-te, gândește-te! Și noi ce vedem? Ce seamă, râs de aurolaci. Păi, băi! Păi tu-ți dai seama ce e aici? Mă, asta e, unitatea asta e plină de tancuri și de rachete, mă. Băi! Păi numai paturile suprapuse în care dorm ăia, dacă le vindem, ne umplem de bani. Băi! Ce, băi? Eu zic să mai filăm un pic, să nu cumva să ne luăm un glonț în freză. Băi, dar eu n-am freză, mă. Băi, atunci ce dracu ne facem? Știu eu. E te-al dracu, pupă, ză, ciciuchi, a crescut. Ce, mă, ți-e nu-ți crește barba sau cum? Ba da, domn Săcen, dar barba mea crește educată în formă de cioc, da? E te-al dracu, ciochișie. Da, și dumneavoastră ce aveți? De ce nu vă crește barba, a? Păi mie...
Ce mă, nu-mi crește? Nu-mi crește, mă, că mie crește barba prin fotosinteză, mă. Și cum n-a fost lumină lui toată săptămâna, nu mi-a crescut nici barba. Mi-e foame, șefu. Mai taci dracu din gură, nu ne mai aduce aminte că e austeritate, nu vezi? Gogoașe, dar măta aia nu-ți mai trimite parchet? Ce vrea să le extermine? Da? Trebuia să mi-l trimite, dar cred că s-o fi supărat că n-am mai sunat-o. Trașcă, ia vezi, mă, du-te până la poarta unității, vezi dacă a venit vreun pachet. Șefu, eu nu plec de aici nici mort. E omul negru afară, așteaptă să mă mănânce. Bă, dar ne exaspera cum ăsta negru al tău, mai las de dracu, ne-ai nebunit. Șefu, trebuie să facem ceva, că am ajuns să trăim ca primitivii. Bine naibii că nu ne mănâncă dinozaurii. Oh, las că ne mănâncă omul negru al ăsta. Râdeți voi, că râdeți degeaba. Dar există, l-am văzut eu când eram mic. Domn sergent, eu nu mai suport. Asta nu e viață. Parcă am trăit nepoca de piatră, pe cuvântul meu. Epoca de piatră. Asta e! Viața în epoca de piatră. Aolea, v-am zis eu că o să ne delim un părând, unul câte unul, de foame. Măi, mă, din gură! Bă, băiatul, se întâmplă cu disperării. Nu mai pot, mă, nu mai pot! Stau de o săptămână pe gard, nu mai pot, sunt și eu om! Ce am? Pă, dracu am! Uite-o! Uite-mă pe aia de acolo. Așa. Bă, până și femeile au venit la ciordeală și noi stăm pe gard și cr-cr-cr-cr-crăim. Aia facem. Și? Da, tu e sigur că asta e unitate părăsită? Ești împit. Stai tu frumos pe gard. Așa. Când mă duc, bă, o să fure aurul aceea tot și noi ne alegem cu... Ești în gură. Du-te, ba. Bă, de aici. Stai aici dacă du-te. Ești prost. Bă! Bă, unde ești, bă? Ia mă și pe mine. Ia-ți-o. Mă, trașcă. Ia mișcă-te pe la mesagerie și vezi dacă avem vreun pachet. De ce eu? Pentru că ești furier! Nu mă duc nici moarte, e omul negru afară și mă pândește, nu mă duc! Bă, fițăr, omul negru al naibii, mă, lasă că mă duc eu, mă! Stai, bă, aici, bă, femeice, stai! Auzi, mă, trașcă, de ce ne-ai zis, mă, până acum că ești femeie? N-am știut. Omul negru! E afară, există! Bă, asta nu e unitate părăsită! M-am întâlnit mai eu cu insult acolo! Mă, dracu, din gură, tu nu vezi ce e aici? Calmează-te! M-am întâlnit eu cu un... Lași, mă, du-te, ia căruța, vin caș tot de aici, că mă ocup eu. Da. Hai, da. Du-te. E bine. Mă, băiați, nebunii, mă, ce oameni negru, mă, cum arată ăsta? E urât și cocoșat. Aolo, să nu fie mamica. O fi sigur neagră de supărare că n-am mai sunat-o. Nu, e omul negru, sigur. Da, 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 ele, dacă nu ne credeți, mergeți și convingeți-vă. Ia să mă duc eu, mă, să... Auziți, mă, mai bine mergem toți împreună, așa că noi suntem o echipă, nu? Eu nu merg! Nici eu! Să meargă Gogoașe cu dumneavoastră! Da. Desi, mă, că-i bani nu-i, mă! Ei sunt, uitați exact ce vă spuneam. Acum exersează groaza în fața unui Tyrannosaurus Rex. Este un reportaj super despre epoca de piatră. Avem silexuri, se exersează tehnica focului, arta vânătorii. Ok, wonderful. Când semnăm contract?
Și acum, neau, neau! Ok, tomorrow venim cu aparatura. Perfect! Și nu era aștia, fă? Discovery să trăiți! M-am gândit că dacă tot trăim ca în epoca de piatră, să scoatem și noi niște bani de pe asta. Bani? Exact! Le-am vândut drepturile de filmare pentru un documentar în paleolitic. Și în schimb ei ne plătesc toate facturile! Avem bani! Unde sunt, mă, aici? Omul negru! Sunt doi! Fugiți, mă! Ați avut noroc cu ea de la Discovery. Dar aveți grijă. Dacă mai risipiți ceva, vă omor, mă! Am înțeles, nu omoriți! Bă! De azi înainte, cuvântul de ordine este economie. S-a înțeles? Da, s-o trăiți. S-a înțeles, șef. Liber, rupeți rândurile. Rupeți. Ce să rog? Mă rog. Bă, de ce nu v-ați îmbrăcat un primitiv? Mă, ne lași că ne-i nebuniți. Ce se îmbrăcă? Stau de o săptămână în alea, mă, mâncare apă, nu pe mine, păi dar ce, ce, să ne filmeze în astea dacă vrea. Sorry, but Homo sapiens nu erau NATO. Inion, frate, asta e. Bă, ce nebunit, Gogoașă, te rog, eu îmbracă-te tu și aprinde repede focul. Fata, dacă vrei foc, aprinde-ți-l singură. Ia. Sorry, but in this condition the contract is off. No money. E te scârți. Cut the phones. Come on, let's go. Ah, idioților! Ne-au retras fondurile! Nu vreau să mă mănânce omul negru! Bă, unde mi-e mobila din birou? Vă omor! De unde vrei să știu eu cum e când faci sex? Că în unitatea asta nu mai e unul. Bine, fată! Hai că ți-aduc eu aminte! Sărută-mă! Ah. Bagă! Azi, bă, pupă, să iau de ce baloane fac, bă, iau de-am. Sunt cu heliu, domn sergent, că se duc în sus. Ce făcurați, mă? Ne-am tras și noi look de patroni adevărați, dragă. Azi, mă, de ce naiba crezi că facem noi sute de milioane zilnic? Ca să ne îmbrăcăm tot cu joarsele alea de uniforme, a? Vă, băiați, e nebunit? Păi dacă vă vede comandantul, mă? Ia uite-l, și dacă ne vede ce-i trag un cap în gură și cumpăr altul, mă. Știu, Gogoașe, la telefon, în direct. Că vă trăiesc. Pe mare, uitați-mă! Ține-te, Bogdane! Hai, pune mâna lui Gogoașe încă o dată. Ce simă la el? Reacționează imediat, ați observat. Sunteți puțin nebun? Nu vreau să mor! Nu vreau să mă mănânce omul negru! Mai tai, dracu, cu omul negru! Mai tai din gură! Oare închidă! Am văzut că nu pune nimeni la tale, mi-a pus eu, da! Mai tai, dracu, mă, din gură! Cu omul al tău negru, că-mi pun eu! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Mă, băieții nebunici, ce om negru, mă, cum arată ăsta? E urât și cocoșat! Urât și cocoșat? Nu e negru și cocoșat? Ca să zic că e mama neagră de supărare? Da, e urât și cocoșat!
Nu, e negru și supărat. Păi zice, ce om negru, mă, cum arată? Că e negru, știm. Urât și cocoșat. Și maică-ta e și neagră și urâtă și cocoșat. Așa e mămica ta, da? Așa e mama? Nu, tu nu știu. N-am mai văzut-o de mult și de aia poate. Hai! Să sun după ăsta non-stop? Bineînțeles. Este linia gratuită înființată de Secretariatul Guvernului. Auzi, dar unde sună? La guvern. Bine, bine, la guvern, la guvern, dar unde mai exact? Doar noi suna direct la... La Biroul European și Integrare NATO. La numărul 809. Puteți să faceți o probă dacă vreți, eu am terminat. 890, a? Da. Alo? Să răd mâna, domnișoară. Mă scuzați că vă deranjez. Fiți, vă rog, amabilă, puteți să-mi dați și mie adresa și indicativul unității NATO de elită din România? Suntem singuri, alții nu mai sunt. Aha. Mulțumesc mult. Să răd mâinile. Competenți oameni. Se vede că la guvern nu angajează pe pile. Mersi frumos. N-ați ce, vă salut. Mai bine. Să rod mâna. Da, tot eu sunt. Nu s-a întâmplat nimic. Vroiam doar să vă rog să-i transmiteți domnului Năstase că la noi totul este în regulă. Veghem. Da. Mulțumesc, să rod mâna. Măi, simțiților, pe mine m-ați luat voi toate ziarele cu poze, mă, și mi le-ați lăsat mie pe ăsta cu scris? Dar ochii mei ce are, mă, cu ce-i vinovat să suferi în halul ăsta, mă? Eu nu știrile dați, că n-am apucat, mă, și cu strochii. Șeful, ar fi niște știri, niște afaceri de-astea cu privatizare, dar n-avem noi bani pentru așa ceva. Bă, trașcă, mă, păi puneți-vă, mă, și voi bite la contribuție, mă, că altfel o să muriți părliți, mă. Păi, mai credeți că Bill Gates ăștia... Frații Becali sau mărâncă alți miliardari cu care mai mă cunosc eu. Ăștia a pornit în viață, mă, cu milioane. Nu, șeful? Nu, mă. Normal că nu. La început a fost și la fel ca tine. Rupți în fund. Să vede, șeful, că de-abia am cusut. O figură de stil chiorete, o metaforă, o metastază. Și te dracu frustul cuvinte de-astea în cultura ta preorășenească, recte de tarla. Păi, afacere de succes să face fără bani. Hai, șeful, că exagerați. Păi nu poți să câștigi dacă nu investești. Să mori tu de administrația financiară cum poate pupăza. Păi e de stat? Dacă e de stat, stai, bă, stai, dacă e de stat. Că de-aia trebuie stai, că de-aia ăștia grăbiți ca tine nu fac nimic. Vă scuzați, de stat, adică a statului. Administrațiile financiare nu sunt afaceri private, da? Ce vorbești, mă? Păi țara asta nu mai nimic de stat, mă. Vându-te ăștia tot, pune și copiii. Dar cu citiți ziarele alea, nu poți să mici, băi, mă, nu mai ții nimic. Știe țăranul ce-i business-ul. Șefu, am eu o idee de afacere. Păi, fată, dacă e cu bigudiuri în păr și cu o jăpădece, te să-ți iasă din cap. Nu mai am. Șefu, știți ce? Vezi că tu ții direct. Nu, vreau să vă citești noastră ce am citit aici. Zice că cea mai mișto afacere cu investiție zero este în industria erotică.
Cunosc gogoașe, dar pe cine vrei să scoatem pe traseu? Vezi tu vreo femeie pe aici? Măgarilor! Șeful, dar nu la prostituate se referă ăștia, ci la cabinete de masaj erotic și la liniile fierbinți. Băi, gogoașe, masaj erotic într-o unitate NATO? Bă, ar fi marfă! Și zicem masaj eroic, ca să-mi se prindă barosanii. Vă dați seama, să venim de la instrucție, asudați, ne întindem pe paturi și să vină cât o brunetă focoasă, să-ți facă un masaj așa cu uleiuri parfumate și să se urce pe tine și să înceapă. Wow! Ce gogoașe, ai terminat deja? Nu, șefu, dar știți cât au câștigat ăștia anul trecut în industria erotică? 20 de milioane! Mare brânză. De dolari, șefu! Mamă, și nu-ți trebuie decât o linie telefonică, o voce care se geamă mișto la telefon și mă rog frumos numărul ăla cu 8989. Auzi, bă, gogoașe, de unde luăm noi, bă, numărul ăsta cu 8989? De la aia, de la telefoane, șef. Domn sergent, aveți cartele ceva? Că eu am plecat. A, stai, bă, un pic așa, unde pleci? Avem noi ceva de discutat, o chestie importantă. Fii atent ce vreau să facem. Sărut mâna. Da, tot eu sunt. Da, știu că este a 10-a oară, dar știi, vreau să... Auzi, poți să-mi spui și mie cum te cheamă? Că poate dacă nu mai suntem așa oficiali, nu te mai stresezi. Aha, avem nervi, a? Bine. Sigur ai înțeles care e conexiunea? Trebuie să explică-i lui ăsta, că ăsta-i mini-tehnicus. Asta e roșu, fiul. Roșu, ia. Și ăla verde? Asta e noua linie a comandantului. Cel verde cu secretariatul guvernului. N-ai treabă cu ea. Nu o nu-i decât la cel roșu. Roșu. Desunul din centrală când deliberezi postul să faci legăturile. Aha. Și chiar o să avem tarif de la ca la 8-9-9? Normal, dar abonamentul e trip. Aha, da-l dreapă abonament, bă, lasă. Pește să fie baltă, că formă ne descurcăm noi. Aha. Hai că mă duc în centrală. Păi du-te, fugi în centrală. Păi mă duc. Du-te odată, că tăi mi-s mai, mai pierde timpul, bă, șef. Așteaptă șpadă. A, da. Du-te, mă, că te rezolvăm noi. Hai, fugi, că te sunăm noi după ce luăm peștele din baltă, că doar nu o să se după uscat așa, nu? Alo, iubitul, lasă la masă fierbinte. Măi, fată, bine că nu-i dai și două palme. Mă, omul ăla sună la tine ca să se excite, da? Nu să te rățoi tu la el. Ancuța, fii atent aici. Vocea ta trebuie să fie senzuală, caldă, să vorbești încet. Înțelegi? Iubitule, sunt fierbinte. Măi, ești fierbinte, dar n-ai temperatură, nu ești bolnavă, da? Măi, încuță. Vocea trebuie să fie puternică. Tonul însă trebuie să fie cald, sexy, incitant. Înțelegi? După față nu dă semn. Dă-i un bar picioarele. Stai, dragă, că trebuie să-ți bagi altceva, nu picioarele. Băi, terminați, mă. Măi, Ancuțo, draga mea, este foarte simplu. Trebuie să gemi sacadat. E ca atunci când faci sex. De unde vrei să știu eu cum e când faci sex? Că în unitatea asta nu mai e un uci. Bine fac. Hai că-ți aduc eu aminte. Sărută-mă. Auzi, nu mai bine ți explic eu. Hai, stai că ți explic totuși. Bă, eu am plecat, gata. Stai, dragă, aici, că mâine lansăm afacerea. Ce vrei să pornim direct falimentari? Chiorete, fă-i mă un masaj. Cine vă, eu? Ba nu, mă. 10.000 de paraiți, spune ceva. Hai, dragă, întinde-te să facem masaj. Vai de capul nostru și dă-te și mai încolo. Hai. Măi, frate, alea de la liniile erotice, gem mai... Ce te uiți, mă, așa? Am văzut și eu în filme, ce-i?
Dă drumul la treabă acolo. Mai tare! Asta e! Așa! E genial! Așa, așa! Asta e! Mamă, ce spirit de pedagog am în mine, auzi? Așa! Gogoașe! Hai, gata, gata, hai că a sunat omul! Fă legătura, hai mă! Ce faci, Gogoașe? Cu ce fac, mă, tai firul, n-a spus să... Pe ăla? Păi pe ăsta, n-a zis să-l tai pe la roșu? Bă, ăsta roșu de la guvern! Ăla verde de la guvern, așa a spus ăla! Dar cum să fie, mă, Gogoașe, ăla verde? Guvernul și Cotroceniu sunt întotdeauna pe roșu, de aia îi zice firul roșu! Gogoașe! Da, șeful! Vezi că nu e tot! Oh. Imediat, șeful! Hai dracu' odată, că pierzi o căruță de bani! Da, șeful! Băi, nu mai țipați că vorbesc la telefon! Se rod mâinile? Da, 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 tot eu sunt. Da, cer scuze că te deranjez. Auzi, da, astăzi cu ce ești îmbrăcată? Hai! Alo? 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 Mă, s-a întrebat, ce are? Alo? Ah, 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 așa, mai tare, ah, ah, ah. Așa, relaxează-te. Gata, șeful, l-am legat. Bravo, bă, Gogoașe. Ia uite, a și început să sune. Că le-a arătat a portofelelor de clienți. Răspunde, hai. Alo, iubitule, de-abia așteptam să mă suni. Sunt atât de fierbinte. Domnișoare, eu de fapt... Așa că și tu vrei să o facem. A, da, adică nu... Adică nici nu ne cunoaștem. O să o facem. O să o facem cum vrei tu. Cum vreau eu? Exact. O să stăm foarte apropiați. Dacă vrei chiar lipiți. Mai ține-l de vorbă la telefon. Dacă s-auzi și în partea altă. Normal, asta nu. Da, da, da. Cum e, șeful, merge? Gura, idiotule, că de-aia aflat. Avem deja un client pe fir. Am prins un fraier care... Sunt atât de excitată. Nu vrei să o facem. Bagă! Profesionist nu glumește la guvern. Gata, e puraș cu interpretare. Să nu mai ziceți că nu sunt sexy, amărâților. Ce faci, mă? Stai, mă, liniștiți. Fraierul a plecat, dar a lăsat receptorul deschis. Îl taxăm de-l rupem. Zi, unde ești? Că vin oriunde după tine.
în cabine la Anastasie, la Iliescu, unde o fi? Am senzația că ești atât de aproape de mine. Te simt. Parcă ți-au și voce. Nu mai gen așa, că mă tem. Azi, mă, pupă, să iau, uite ce baloane fac, băi, uite. Sunt cu Heliu, domn sergent, că se duc în sus. Ce făcut, Răzma? Ne-am trăit și noi lux de patroni adevărați, dragă. Azi, mă, de ce naiba crezi că facem noi sute de milioane zilnic? Ca să ne îmbrăcăm tot cu joarsele alea de uniforme, a? Bă, băiați, nebunit? Păi dacă vă vede comandantul, mă? Ia uite-ne și dacă ne vede ce-i trag un cap în gură și cumpăr altul, mă. Păi bine, bă, nene, dar de unde v-ați cumpăra voi țoarele astea, că noi încă n-am încasat nimic? Bă, Chiorete, bă. Bă, s-au bătut designerii pe noi, mă, care să ne îmbrace când au auzit ce cifră de afacere avem, băi. Banii le dăm după, mă, mâine, când vine ăsta de la telefoane cu factura, că atunci încasăm și loveaua mare, mă înțelegi? Și eu pot să-mi iau ceva? Alo, fetița, mai întâi mânca și după aia distracția, da? Apropo, de ce nu prestezi, mă? O, mă, disperaților, că-i tot fraierul ăla, iar era plecat la baie. Bă, mi-a dat și întâlnire! Băi, fetița, până la întâlnire ne-am înțeles? Cum ați stabilit? Nu te întâlnești cu clientul! Că dacă îți vede fața, nu-l mai avem de client! L-am pierdut! Stați așa, domn sergent! Stai să văd și eu ce țoare aveți! Și tu mă pipăi, mă! Uitați mișto! Ofticoșii! O fi vreun sponsor gras și ei... Ai venit, iubitule. Normal. Da, vreau, dar stabilesc eu unde. Da. Noroc. Păi ia uitați, domn sergent, păi până și gogoașe s-a înțolit. Păi ce are, mă, nu e el inginerul nostru de rețea? Aveau și eu trei defensuri de-alea. Ho, bă, ho. Că ne-am gândit și la tine, amărâtule. Fii atent aici. Căreiațile mele. Pentru mine? Portoar. Wow! Soare, hâng, blân, să mă îmbrăc. Exact, wow, să te îmbraci, dar să nu-i cumva să-i spui lui aia, că după aia nu mai stă capul la muncă, mă. Da! Aaa, veni bănuțul, ia vino, moșule, coace. Ia zi, câte milioane avem de luat? Mă, ce dracu ați făcut? Că n-aveți de luat nimic. Ba, aveți de dat vreo 10. Au, ce? Ce face, moșule, să? Păi cum aveți? N-am investit o grămadă bani în numerele alea acum. Nu, trebuie să avem milioane acum. Ba da, dar a sunat la liniile rot ce îndraci. Ia uite aici. Deci dacă te nu ați vorbit, tot atâta și primit. Numai că ce suni, e mai scund decât ce primești. Hai, banul. A, și paga. Că mi-a rați datori. Păi și atunci și mie țoarele, că dacă toți sunteți faliți, nu mai aveți nevoie de ele. Sentimentul meu. Ai venit, iubirea mea. Normal, tigrule. Unde-i luminat? De-abia aștept să te văd. Nu, te rog, mă aprinde. Mă excită mai tare întunericul. Hârliți în aia, m-ați făcut să vin și până aici. Domnișoare, eu intru cu forța. Țineți cont că sunt ofițer NATO. Știu și karate. Nu le înțelegeți, domnul prim-ministru este foarte ocupat, are o teleconferință. Ce teleconferință, domnișoară? Domnule prim-ministru, așa ceva este inadmisibil. Nu se poate. Știți că liniile de tel verde pe care le-ați înființat s-au transformat în linii erotice? Racolează soldați inocenți, recte iepurașa mea, să se prostitueze online. Nu se poate așa ceva. Este inadmisibil.
și mi-a lăsat mâna gravidă, dar nu se poate. Și asta e măritată cu asta, dar tine, o să am un copil, o să am o mânuță. Doamnelor și domnilor! Auză, a găsit și el o mână caldă, prima oară în viață. O să am o mânuță. Bine, comandantul, ce v-a sărget? Aștept o mânuță, șef. Ce e, dreaptă sau stângă? Veniți la botez. Alo, iubitule, sunt aici pentru tine. Ah. Nu așa, băi, nu așa! Nu așa! Bine că nu-i dai și două palme lui ăla. Măi, fată, ăla sună la tine ca să... Hai, încă o dată. Neatento! Neatento! Iertare, șeful. Ok, hai. Păi uitați, tovarășul! Tovarășul Nicolae Ceaușescu! Uitați-vă că pe vremea dumneavoastră nu era așa! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Și gogoașe s-a înțolit. Băi, ce are, mă? Da, dar vreau și eu trei defensori, mă scuzați, că nici s-a închisut și așa mai să mă dat. Ia bucăiatul, așa. Ținută, na? O zi lipsesc din unitate și iau-te! Unde crezi caporal? La plajă? La nudism? A? Nu faci mai strâns! Dacă mai lipsesc încă două zile, te găsesc umblând în dotarea goală pe aici prin unitate. Șeful, dar ne-i cal și nouă! Și? Și nu faci nimic, strâns! Și mie mi-e cal, mă, dar uite că... Ce faci, sergent? Ce fac? Păi n-a zis dumneavoastră că vă e cald, am zis să vă fac vâncă, poate vă mai reveniți. Hă? Vă mai e cald? Băgați-vă mințile în cap că înfund carcera cu voi. Sergent, din clipa de față, dacă mai găsesc un singur soldat cu ținuta necorespunzătoare, te duci singur la carceră. Am înțeles, vedeți. Și tu, domnișoară, mai strângeți părul ăla. Ce ești, Iris în concert? Să trăiți, domn comandant! Permite să raportez! Raportează! Vă caută soția la telefon! Azi la carcere! Trăiți! Da, dragă! Ce? Am zis că nu pleacă nicăieri! Ce? Care Robert? Ăla cu tatuaje și cu cercei? Păi și ce și închipă ea, dragă? Că ori s-o las eu să meargă cu toți vagabonzii? Da, trimite-l la mine, să-l văd eu că este ok.
Și ce dacă este majoră? Atâta timp cât stă la noi? Exact! Hai, pa! Ce vă auzi? Dacă îi face vreo probleme domnișoara Giruța, mă anunțați pe mine, că dacă nu, Polonia liberă pe el. Mai bine ai grijă de ținuta ta, sergent, că dacă nu, Etiopia. Hai, bă, nu colbați ochii la mine, ți-auzi ce a zis domnul colonel? Echiparea toată lumea, să nu mai văd unul în dezordine, cu ținuta că vă calcă picioare. Păi ce voi, mă vedeți pe mine că umblu așa? Iete! Nu te duci nicăieri, ăsta nebunit. Mă tratează și acum parcă aș avea 15 ani. Hai mă, lasă-l în pace și tu. Dacă îi faci în ambiție, nu o să te lase. Ce vrei? Că dacă mă mai enervează, fug de acasă. Cum să fugi, ai nebunit? Lasă că mă duc eu și vorbesc cu el și îl conving și gata ce. Hai mă, ești el dita colonelul, vrea să se simte important, vrea să... Da? Dacă i-aș fi superior, mă bocanci în gură i-aș trage. Ei, hai, calmează-te, da? Hai. Hai că vin repede. Bine. Da. Și vezi, dacă-ți face ceva să fugi, da? Că fug și eu cu tine. Bine, bine. Băi, scurt pe doi. Ce e măta, ce e tactul și ce gânduri ai tu cu fimea? N-am înțeles. Nu că pe ăștia așa trebuie să-i tare de la început, că altfel se face târla de vagabonzi la ușe. Gogoașe! Ordrați? Măi, a venit cumva zdrențărosul ăla alu fimea? Nu s-a vrut. Măi, când vine, îl duci la deparazitare întâi. Da, s-a vrut. Liber. Iepuraș? Da, să trăiți. Măi, te-am chemat pentru că trebuie să vină ăla alu fimea, știi? Și o părere de femeie nu strică. Stai și tu cu mine aici. Wow, mi-a zis femeie, ce mișto! Trebuie să apare din clipă în clipă. Să trăiți. Salut. M-am adus biletul de voi. Ce mișto e. Mulțumesc, să trăiți. Liber. Nu era ăsta. Da. Să trăiți. Gata, domn comandant, le-am montat. Da? Să n-aș mergi, vă rog frumos. Trăiți, mulțumesc. Super, șeful. Nici ăsta nu era, știu. Bă, dar la tine toți sunt super. Ce să fac, șeful, dacă n-am mai văzut și eu bărbați de ani de zile? Cum n-ai văzut? Că ai o droaie în dormitor. Aia se unuc, șeful. Vă spun... Mă scuzați, nu știți cumva unde este domnul... Aoleu! Ia-te-te mătăluță mai aproape! Poftim? Nu poftești nimic! Mișcați-l, că mie te calcă picioare! Ia uite mă la asta cum arată! Ia uite-l, mă, ce ciuruite, mă, pe la belit, pe la genunchi! Și halul ăsta, mă, ăsta vrea să mă nenorocească! Mă scuzați, dar eu am venit doar ca să... Ce să te scuzi, mă? Ce-a ordonat, mă, domnul comandant? Ce-a ordonat? Asta-i ținută de soldat? Dar eu nu sunt soldat, eu sunt... Nu normal că nu ești soldat, ești un idiot care vrea să-mi fut de carcera cu mine, mă! E o confuzie, știți? Stai ce contuzie, îți trag eu între ochii ăștia de vițel dacă nu... Uite, mă, eu pe el, uite figuri, mă, ce-i ăsta, mă, unde te crezi, mă, la Mamaia, la Ibița? Mă rog, stațiunile astea cu care mai mă cunosc eu... Că te calc în picioare! Opa, șeful, are tatuaj! Șeful are tatuaj! S-a nebunez dacă am știut! Nu, el are tatuaj! A, păi și atunci ce miți, mă, care șeful? Să-l omor pe șeful din cauza ta, mă? Șeful, dar ce are, bre, ce-i astea, belciugele astea înfipte în el? Păi e... Stai, e... Cum să-ți explic eu ție, măi, Chiorete, ca să mă zic? Ca cum, în fel de... Ce-i astea, mă, că te calc în picioare? Piercing. Auzi, mă, e pis. Că m-a... Care m-a scăpat, mă, pe bocanci, că vă sparg. Ăsta, șeful. Bă, după ce că n-ai pic de respect față de superior, mai te și scuip la mine, mă? Mă oprim, mă, mine de scuipa, mă, care eu sunt... Păi, patru, eu sunt... Mă, că te calc, marge media la carceră. Mă, scuzați, pot să dau un telefon, că nu pot să... Da, nu mă deranjează, că eu n-am avut până acum, mă. Mersi, mă, marge la carceră, te calc în picioare. Zboară! Ha ha ha!
să mă duc la culcare, că la sigur nu mai vine, e 9 seara. Du-te, mă, du-te, hai. Când vine, te chem eu. Alo, da. Da, dragă. Cum a fugit de acasă? A nebunit? Nu, ăla n-a ajuns la mine. O, mor! Vreți? A venit gagiu, domn comandant. Hai să-l vedem. A venit pe naiba. Sergent, din clipa de față, preiei comanda. Dar unde e sergentul? Sergentul nu e aici. Permiteți-mi să preiau eu comanda! Dar unde e sergentul? La carceră să trăiți. La carceră! Bine că e realist. Da! Atențiune, comandele mele, că vă vorbim de la bă, ăsta și mă ascultă și că eu scătară bătrână. Bă, dacă vrei să scap de pușcărie, trebuie să mă asculți pe mine, bă. Că doar nu o să stai ca Montele de Conte Cristo 300 de ani în pușcărie. Iată, ca să scap de la blou, trebuie să faci următoarele. Iei guma asta de șters și ștergi desenele alea animate pe mână, da? Dar e tatuaj, nu iese. Bă, nu iese el, nu ești nici tu, clar. Bă, la mână. Ia-ți asta de cusut și scoși de dragi. Și trei la mână, ia patentul ăsta și scoate belțugele alea pe naș după un ochi, că mă nebunești când te rog. Dacă mâine dimineață nu ești boboc, mă dur unitatea cu tine, bă. Nu vreau să vorbesc comandantul. Sergent! 6, șeful, bă, ascunde-te după mine că ăsta, dacă te vede, te împușcă de într-un... Trei, șeful. Aici erai, mă? Da, șeful. Băi, vezi că eu trebuie să mă... Dar ce faci, mă? Mă scârbineam cu spatele de gratis, șeful, că mă cam mănâncă. E mai spală-te, mă, și tu, că asta ne mai trebuie, să ne umplem de păduchi. Așa e, șeful, trebuie. Vezi că eu trebuie să plec urgent până acasă. Preiei comanda până mă întorc eu. S-a înțeles? Am înțeles, șeful. Era comandantul? Era, bă. Acum, eu sunt comandantul. Dar azi înainte m-a scurs pe mine că te calc în picioare. Vezi că dacă faci figuri, poți să te dau și afară, mă, că am tot dreptul să-i matriculez în armată dacă vreau, mă. Mă înțelegi? Rogoașă, dă-te-mă jos din pat, că dacă mă întorc și-ți bag una... Ah, n-auzi, mă, obsedatule! Eu sunt... Ce faci, fata? Am fugit de acasă. Ce-ai făcut? Am fugit de acasă. Ce-ai dorm cu ciungă în urechi? Ai înnebunit? Da. M-a stresat tata, am înnebunit. Am ajuns să facă instrucție până și cu prietenii mei. Și tamana ce ți-ai găsit să te ascunzi? Da, pentru că el sigur mă caută acasă, asta înseamnă că nu-i trece prin cap să mă caute aici. Stai numai să te vadă lingăi ăștia și în două minute... Și lasă că cu lingăi rezolv eu să nu mă dea în gât. Dar până atunci, hai spune-mi și tu, dacă nu cu tine atunci, cu cine aș putea să dorm și eu în seara asta? Cu mine! Cu mine! Ăla că vă nebunesc! Cine-i comandant aici? Eu, domnișoară, eu! Nu mai mănânc nasul de la toți! Domnișoară! Eu sunt comandant aici în lipsa domnului comandant, eu sunt locțitor, așa că sunt și locțitor de comandant și locțitor de tăticul dumneavoastră, așa că vă invit să dormiți cu mine. Dar de ce, domnul Sergent, batele mereu, ce, sigur? Dormim pe rând, eu dorm primul. Al doilea. Al treilea. Al treilea sunt eu, bă. Ha ha ha!
Hai, deșteptarea! Șef, vă rog eu frumos, nu putem să mai dormim puțin, că eu n-am... La înviorare toată lumea! Hai, vă aliniați! Mișcare, mișcare! Mișcare! 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
rog. Ia uite, am și trezit-o. 2, 3. Obsedaților, e fata lui șeful, mă. Corect, e fata mea, tatăl meu ochii la perete, nu mai vorba, că vă scot ochii de bulbucați, rămadă de... Ajutor! Robert? Ajutor! Este prietenul meu. Care Robert, dragă? Eu n-am arătat tinicar pe acipul tate o figurancă la Nebunescu, bă, dacă te deranjează la programul de aerobic, spune că liniștirea asta, sau dacă nu mă ciucesc cu bătaia, auzi? Ajutor! Asta, sigur, e Robert! Toto! Pe Lore, pauză, mă. Mă, n-a venit cumva fiimea pe aici? Nu, șeful, nu vă spuneam noi, dar ce s-a întâmplat? Mă, a fugit de acasă. Gogoașe, a venit cumva ciudatul al ei? Nu, șeful, o fi fugit împreună cu el. Sau mai rău, o fi răpit-o șeful. Păi, la asta nu m-am gândit. Îl omor! Ne chiorie mațele, șeful, să trăiți. Erați amică și de-aia. Continuați. Idioților, dacă ați omorât-o, curtea marțială vă mănâncă. Zi-mă, mai te răgnești? Vreau să vorbesc cu comandantul. Ce zi, deci tot tare în gură ești, faci sigur. Ia ridică-te, mă, drept. Nu pot. A, nu poți, dar să fii tare în gură, poți, mă? Ia stai, mă, că te ridic eu, ia scoate-te, mă, de jos. Ia scoate-mă. Aer. N-ai aer, stai că-ți fac eu aer, mă. E bine, ia zi, ți-ai știa statajul? Da. Ți-ai cusut pantalonii? Și ce mă sfidezi, mă, tu, pe mine, că ți-ai cusut pantalonii? M-am spus să-și tare te calc în picioare, dacă nu vă nebunesc. Marș! Ia uite! Mai mă duc după doctor! Hai, bă, pupăză! Păi până vine asta cu doctorul, n-o resuscităm și noi puțin? Nu! Mai bine facem respirație gură la gură, că e mai eficient! Rapid, respect! Hai! Taci! Ia primul! Bacă! E bine, bă, pupăză! Mhm. Hai, păi, nu ne lași pe noi să facem respirație de-asta? Mhm. Păi, lasă-ne, bă, pupăză, și pe noi! Să vezi acum resuscitare de profesionist. A la tata! Vezi, mă, cavar, tata, ca în filme. Hai, tricare, mișcă, bă, tot dormitorul să-l faci bec, dacă nu te nebunești, toată unitatea umătră cu tine, bă! Curete, ce faci, mă, cu fie mea? Gina? Pe ce e fi mai prost? Aha, deci de-aia n-ai vrut tu să vină aici, te întinzi tu cu toată unitatea lui tactul nesimțit-o. Vreți să faci pe fie mea unitatea lui tactul ăsta nesimțită. Adio. Adio, bă, și mai dă-te, mă, dar... Bă, ăsta invadează! Marș după el! Marș! Marș și băgați-l la arest! Marș!
Du-te, gogoașă, că faci un funță. Acum mama ocup eu de treabă. Băi, dacă îl prind pe la care... Sergent, ce faci aici? Să trăi, șeful. Mă uitam, mă, ce vă jucam și aș vrea să mut cal la C4. Dar nu pot, că are o punte în lucrare. Frumoasă de altfel, dar nu știu dacă pionul de la C3 poate să sară puntea la cal, mă înțelegeți? Nu? M-a iertat, da? Hai că am fost și eu puțin gelos. Eu chiar am crezut că tu și cu soldații aia... Să știi că m-ai jignit. Iartă-mă, n-am urât. Dar ce s-a întâmplat cu tatuajul cu numele noastre? Mi l-am scos că m-a... Bă, asta e ținută? O zi lipsesc din unitate și iau-te! Magic! Bă, asta e ținută, mă! O zi lipsesc din unitate și iau-te! Unde crezi, pupăză? La plajă, la nudiști? A? Magic, strec! Și atât ai făcut? Mă scuzați, domnul comandant. Mă caută soția la telefon. Da, liber. N-am știut. Dar n-am știut că și asta vine. Așa și așa-ți bă, ținuta, măgarule. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Gagiu, domn comandant. Hai să-l vedem. A venit pe naiba. Băi, presergent, prei pe comandă. Fu. Fu. Lasă comandă la ceva. Băi, eu mă duc după doctor. Hai, bă, pupăză, până vine asta cu doctorul. Păi, nu-i facem și noi o... Ce trebuia să-i facem? Așa ceva trebuia să-i facem. Vino, dragă, păi așa să iese. Da, pleci așa fără să-i spun. În halul ăsta să iese.